Cum a fost anul 2019 pentru grupul Automobile Bavaria și care sunt perspectivele pentru 2020? Anul 2019 a fost un an foarte bun, mai bun decât 2018. Mi-am atins o dorință, o viziune să depășesc cifra de afaceri de 400 de milioane de euro. Am realizat 415 milioane și suntem pe un trend pozitiv în dezvoltare. O să deschidem în 2020 un hub pentru vânzări de second-hand autoturisme și camioane în Austria, pentru toată zona est-europeană, și sper să fie un succes. Cum a fost anul 2019 pentru MHS Truck & Bus și care sunt perspectivele pentru 2020? Anul 2019 a adus o scădere a pieței totale de camioane în România cu 8%. Totuși, noi am reușit să creștem cota de piață cu 0,8%. Din totalul camioanelor comercializate pe piața din România, doar două mărci au reușit să înregistreze creșterea cotei de piață, iar una dintre acestea este MAN. Perspectivele anului 2020 sunt următoarele. Avem multe noutăți. Vom lansa la nivel internațional și la nivel național noua gamă de camioane MAN TG3. Am demarat vânzarea gamei de vehicule comerciale ușoare MAN TGX și în primăvară vom deschide un nou service destinat MAN, echipat Corporate ID în Oradea.